Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Câte și câte avem de discutat? De fapt, nu prea avem atât de multe de discutat. La ce dracu ne-am uitat ieri, că sincer, dacă mă întrebați acum, fără să stau dracului să mă uit la subiectele astea de aici, nici n-aș ști ce să vă spun în afară de Rebecca și Anthony, Rebecca și Anthony. Dar chiar și de aici am tras niște concluzii despre gândirea celor din casă și încă o dată despre gândirea sau influența doamnei moderatoare în Casa Iubirii. Așa că hai să apăsăm naibii pe butonașul ăla de subscribe și să trecem la vlogul ăsta pe care mi-e greață să-l fac, sincer. Vedem că emisiunea noastră iubită de ieri începe cu destăinuirea Rebeccăi. Aceasta s-ar fi așteptat de ziua ei ca prințul să o ceară de iubită, dar cadoul suprem nu prea a venit. Ce frumos discută cei doi pe conexiune, însă cei din casă nu prea mai bagă în seamă, în special băieții care mănâncă lubeniță pentru că li se pare mult mai interesantă decât discuția lor. Vai, Doamne, prințul Anthony era tensionat din cauza cadoului pe care stafful l-a făcut sărbătoriților. Vai, Doamne, acesta era foarte tensionat și a făcut și scandal în vestiar, din câte am înțeles, și a încărcat pe toți acolo cu marile lui frustrări. Păi trebuia să se ducă fain frumos, că la două uși distanță era producția emisiunii de vestiar, în capătul holului pe dreapta, și cred că știa foarte bine lucrul acesta, era producția. Trebuia să se ducă să le facă acolo lor scandal pentru cadoul pe care ei l-au adus în emisiune. Dar nu, acesta i-a încărcat pe băieți și după aceea a venit în emisiune, vezi, Doamne, frustrat. Iar în momentul în care acesta a vorbit, a sărit Rebecca, că tăcesc, că vorbește Anthony. Vai, Doamne, criminală mai este aceasta câteodată. Fără supărare, dar Robby chiar avea dreptate în situația aceasta. Acesta a spus că el nici măcar nu și-a dat cu părere despre cuplul Rebecca Anthony și că s-a abținut foarte mult și cei doi chiar sunt penibili, vă spun sincer. Chiar și Julia era la sentiment cu Robby, aceasta dându-i dreptate despre cei doi. Doamne, în ce fel a mai reacționat Julia în momentul în care Anthony a fost în ceartă și Robby s-a luat de el, mai exact. Pe când aceasta alaltă ieri spunea că nu mai există nicio șansă de dialog între ea și Robby, iar astăzi, bineînțeles, că sare iute și vine la el ca să-l mângâie pe acesta, să-l maseze și să-l liniștească. Dar aceasta este Julia și ne-am obișnuit cu ea. Din câte îmi amintesc eu, și instigările erau pedepsite. Parcă la Roberta, în momentul în care aceasta s-a certat cu Julia, asta a pedepsit, nu faptul că a instigat-o pe Julia. Dar aici Anthony nu a făcut absolut nimic. Nici în momentul în care el a spus că s-a oprit pentru că i s-a tras atenția, vezi, Doamne, nu pentru că s-a simțit constrâns de situație. Dar așa ne spune doamna Andreea, că așa se procedează. Iar aceasta mai spune că Rebecca trebuie acceptată așa cum este. Păi, Julie, de ce nu a fost acceptată așa cum este? Cu părerile ei așa cum sunt ea, nu? Se face un pic de diferență aici. Păi, cum se poate așa ceva? Și de ce trebuie să o accepte lumea pe Rebecca? Că nu înțeleg. De ce trebuie și telespectatorii să o accepte? Fiecare este liber să-și dea cu părerea lui sinceră despre lucrul acesta. Mai ales că aceasta de multe ori este de neprivit și de neascultat. Se chinuia săracul Sebastian să explice lui Anthony despre cum se face și cum nu se face, despre cum e viața și despre ce ar trebui să facă și n-ar trebui și cum ar trebui să fie în momentele tensionate și cum să reacționeze, însă pe oreche intra lui Anthony și pe cealaltă pe sub cască îi ieșea afară. Acesta nu cred că a băgat de seamă absolut deloc. Totuși, felicitări pentru Sebastian, care și el este o persoană foarte, foarte impulsivă, și să spună astfel de vorbe înseamnă că poate a ajuns și el la o concluzie și pentru el pot să spun că lucrul acesta este un pas destul de mare, acesta fiind felicitat chiar și de către moderatoarea emisiunii, dar nu știu dacă sincer 100%, oricum o evoluție pentru el.
Ieri Alexandra noastră nu prea a avut chef de Patrick, aceasta a venit la băieți unde Robert a încercat să o trezească cât a putut el, pe când pe cealaltă parte Patrick făcea mișto de aceasta și o lua în râs cu celelalte fete în grădină. Însă stați liniștiți că, deși el a spus acolo că pentru el este punct, în zilele ce vor urma, materialele dintre cei doi vor continua, pentru că Patrick spune și el una, dar face alta. Uite că a venit și ziua în care cei din casă să spună că sunt deranjați de Rebecca și de reacțiile acesteia. Chiar mă așteptam și spuneam în vlogurile anterioare când va veni vremea aceasta și uite că a venit. Imediat după aceasta, Rebecca noastră a dat-o cu victimizarea. Așa este întotdeauna, adevărul mereu doare câteodată. Dar aceasta a concluzionat că toți au ceva cu ea. Incredibil, are și ea suflet, după cum spunea. Deci, ieri atâta pot spune că am avut o emisiune de rahat, o emisiune în care doamna moderatoare nu i-a certat deloc pe cei care creează problemele în casă, ci pe cei care au avut reacții din cauza faptului că au ajuns la saturație în urma acelor discuții. A fost foarte, foarte ok, ce pot să zic. Iar, dragilor, am ajuns la promo-ul de astăzi, care este pe măsură. Roberta aruncă bombe din online despre așa zisa relație dintre Rebecca și fratele ei Vitreg, pe care am auzit-o și noi în online acum ceva timp, iar cea care sare și este cea mai deranjată se pare că este Virginia, care sare ca arsă, cu o gură cât o șură, că maica n-a trecut-o pe Rebecca, aceasta urlând la Sebastian și la Roberta pentru că aduce astfel de subiecte. Însă se pare că au ieșit anumite subiecte în online și despre Virginia și probabil îi este frică să nu se aducă și despre ea, dar despre astea vom discuta într-un alt vlog. Vom vedea ce va fi. Așa că, dragilor, am ajuns la finalul acestui vlog, pe care, sincer, pentru că au fost foarte multe subiecte despre Rebecca și Anthony și emisiunea de ieri a fost doar despre ei, nu mi-a plăcut să-l fac. Așa că, dacă ați ajuns cu mine până aici, eu vă rog frumos din tot sufletul să apăsați pe butonașul de like, să apăsați și pe subscribe dacă n-ați apăsat și să-mi spuneți părerea voastră în comentarii dacă credeți că emisiunea Casa Iubirii ar fi mai bine și ar fi mai ok de vizionat fără Anthony și Rebecca. Să lăsați părerea voastră în comentarii și ce pot să vă spun mai mult. Vă doresc o zi minunată, o să ne revedem și la alt vlog pentru că am niște bombe să vă dau, așa că stați pe aproape pe canalul meu când postez și pot să vă doresc doar toate cele bune și să vă mulțumesc că îmi vizionați vlogurile. Vă pup din suflet și ne revedem la următorul vlog.